Partida cu ASEA Târgu Mureș a fost una specială pentru Marius Ciumudică, o partidă prin care a bifat cea de 150-a prezență pe banca tehnică a unei echipe din Liga 1. Victoria în fața ardelenilor și mai ales jocul deschis și spectaculos l-au mulțumit pe tehnician, care de bucurie le-a dat 3 zile libere băieților. Am întâlnit o echipă care a jucat un fotbal deschis, o echipă care cred că a contribuit din plin la acest spectacol. Am jucat de la o poartă la alta, cu ocazii mari și pentru ei și pentru noi. Mă bucur că și eu am avut ocazii, chiar dacă nu este normal să spun lucrul ăsta, dar a demonstrat că Silviu Lung este un portar care poate face parte din echipa națională. Le-am promis că le voi da 3 zile libere dacă astăzi vor câștiga. Asta e prima? Da, asta e prima. Le-am promis că le dau 3 zile libere până marți, ceea ce nu știu cine face în perioada asta, dar eu am o relație specială cu jucătorii mei. Ciumudică s-a arătat supărat că Denis Alibec nu a fost convocat la meciurile naționalei cu Lituania și Spania. Am să mulțumim pentru Găman, care a făcut la fel un meci foarte bun și crește de la zi la zi. Teixeira, Alibec, nu mai spun că este, cum a zis și Hagi, cel mai bun atacant din țară, dar spre surprinderea mea n-a fost convocat la echipa națională. Un jucător care astăzi a avut atâtea ocazii, a avut penalti în prima repriză, clar. Acum două etape cu Viitorul marchează un gol senzațional de vârf de atac. Sunt aduși alți jucători care probabil nu traversează cea mai bună perioadă în momentul de față, dar asta este problema selecționerului și mă doare atâta timp cât eu îi pregătesc zi de zi și consider că am fost onest, am fost un tip franc, un tip care am renunțat la acești jucători în perioada de pregătire de iarnă, iar astăzi văd că li se întoarce spatele. Sper că Alibec să treacă bine peste perioada asta. Nu mi-a fost greu să-l aduc cu picioarele pe pământ. După ce cu o săptămână în urmă Ciumudică era supărat că giurgiuvenii nu vin la stadion să încurajeze echipa, după partida cu ardelenii, tehnicianul giurgiuvean și-a schimbat părerea. Mai mulțumit de spectatorii giurgiuveni seara asta? Da, altă atitudine. De la pește. Altă atitudine înseamnă că n-a mers astăzi probabil doar la Viermuș și nu erau pregătiți. Cred că au fost alături de noi, așa că am simțit niște miros de râmă și de solzi și au fost lângă noi. Eu îi felicit pentru modul cum s-au comportat astăzi, au venit chiar în număr destul de mare și au fost alături de noi. Le mulțumesc și sper ca pe zi ce trece și etapă ce vine să vină cât mai mulți alături de noi, fiindcă avem nevoie de sprijin. Suntem singuri împotriva tuturor. Ciumudică a mai vorbit despre posibilele prietenii în fotbal, despre lupta pentru câștigarea campionatului. A făcut referire și la ținuta sa vestimentară intimă, cu care el se prezintă la antrenamente și meciuri, dar a vorbit în premieră și despre posibilul transfer la vară a fostului internațional Adrian Mutu la Astra Giurgiu.